Pe o nouă etapă în Liga Secundă, cea cu numărul 3, sunt numai puțin de 6 partide care se dispută de la această oră, printre ele și cea de pe stadionul Ștefan Dobai din Dumbrăvița, acolo unde echipa locală o întâlnește pe FCU Craiova. Cele două echipe, gazdele, cu Micloș în poartă, în defensivă Burdeț, Zurbagiu, Apro, apoi Morariu, Adam, Pădurariu, Sali, Cibi, în atac Modan și Paulevici. Echipa pregătită de Cosmin Stan. FCU Craiova cu Sandu în poartă, Negru, Lechiatas, Lumbu, Padula, Dragu, Albu, Pop, Sidibe, Bălan și Ciubotaru. Vedem și pe arbitrul acestei partide, este Florin Ovidiu Mazilu, din Satu Mare, 39 de ani, ajutat de Casian Bala din Arad și Daniel Noghi din Sibiu, și a făcut lungă minge acolo Morariu, nu, se impunea lovitură de la 11 metri, în schimb acum deschidere de scor, iată, după o fază fixă, Craiova marchează prin Vlad Pop. Iată și grupul de suporteri olteni. S-a înălțat acolo Pop dintre doi adversari. Centrarea a venit de la Dragu, Andrei Dragu. După 11 minute, Craiova trece în avantaj. I-a luat fața acolo Vlad Pop lui Modan. Nu-i nimic, spune antrenorul celor de la Dumbrăvița, Cosmin Stan. Într-adevăr, e devreme, dar sigur, e important pentru olteni care a reușit să deschidă repede scorul. Centrarea e mai bună, gol! Nu mai ratează Modan, o boltă care îl păcălește pe Sandu. Spuneam, Craiova s-a retras prea mult în această repriză secundă, e pedepsită. Dumbrăvița egalează minutul 64. A fost foarte aproape să trimită cu capul și puțin mai devreme când a intervenit Sandu. Nu mai are ce face portarul oaspeților. Dragu aici nu reușește să intervină la această centrare a lui Martinov, o schimbare inspirată făcută de Cosmin Stan. Lumbu depășit ușor acolo. Da, par un pic dezvăluit. Slatina mai marcază odată 3-1 acasă cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Ibrahim putea să dea la poartă acolo. Acum șutează și marchează cu largul concurs al portarului Sandu. Lăsat pe bancă după evoluția modestă din etapa trecută, Gibril Ibrahim marchează un gol care cel mai probabil va fi al victoriei Craiovei. Iată-i pe fanii olteni. Pe sub Micloș. S-a scurs mingea în poartă. Aici spuneam că Ibrahim putea să șuteze direct, dar ce gaură! A plecat acolo inexplicabil Șofran, crezând că mingea se va duce la Sidibe. A avut tot timpul, iată-l. S-a întors, pivotat acolo și a șutat Gibril Ibrahim. Era o minge de scos. Are pe conștiință acest gol Micloș. Da, și iar se schimbă lucrurile în clasament. Craiova urcă pe
4 la acest scor. Același număr de puncte cu Metaloglobus, dar Gora Veraș mai slab.